vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre într-un număr atât de mare. Asta vorbește într-adevăr despre importanța temelor care le-am anunțat pentru această conferință de presă. Noi v-am invitat ca să facem un scurt raport despre proiectele și intențiile și acțiunile care le va întreprinde Ministerul Culturii în anul 2024 în domeniul protejării patrimoniului național și în mod special în domeniul protejării patrimoniului construit, monumentelor istorice. În acest sens, dați-mi voie să vă prezint colegii care sunt astăzi alături de noi, domnul secretar de stat Ion Bideci, domnul consilier al ministrului, consilierul meu, domnul Roman Cuneavri, și domnul Roland Rotar, arhitect, care o să vă prezentăm un proiect pe care noi o să-l discutăm public și o să vă rugăm foarte mult să distribuiți aceste materiale care le exprime astăzi, pentru că să avem o implicare cât mai largă, atât a autorităților de orice nivel, cât și a societății civile, în primul rând. A, în microfon. Oh. Actor fiind de meserie, sunt deprins să vorbesc din scenă fără microfon. Deci, înainte de toate, vreau să vă comunic că noi vom lansa mai multe inițiative legislative pentru a fortifica baza legală necesară pentru protejarea patrimoniului construit și anume elaborarea unei noi legi a patrimoniului. Deci această nouă lege a protejării patrimoniului monumentelor istorice va fi propusă spre dezbateri, spre consultări publice chiar în această primăvară. Ea practic este gata, noi doar ultimele ajustări pentru a ieși în discuții cu această nouă lege. Punctul 2. Reformarea Institutului Național al Patrimoniului. Institutul Național al Patrimoniului, care a revenit în sub egida Ministerului Culturii anul trecut, era un institut de cercetări științifice în cadrul Academiei de Științe. Noi vedem un pic altfel existența unui institut al patrimoniului, deoarece problemele în domeniul patrimoniului de 30 de ani s-au acumulat și, din păcate, nimeni niciodată nu s-a ocupat serios, științific, de rezolvarea acestor probleme. În mod special, prioritate în activitatea Institutul Patrimoniului reformat va fi crearea unei baze cadastrale a patrimoniului. Crearea unei baze științifice și tehnice pentru studierea tehnicilor de, și practicilor de restaurare. Din păcate, toate sau majoritatea monumentelor de importanță națională, dar și locală, nu au delimitări cadastrale. Și din cauza aceasta s-au făcut multe și multe ilegalități și anume acest fapt a stat la baza fintării legislației de nenumărate ori, atunci când în lipsa unei viziuni clare a terenurilor, atât al monumentului cât și terenurile aferente, zona de protecție, interpretările acestor limite au dus, de fapt, la demolări și la distrugeri a monumentelor importante. Noi, pe durata acestor 2 ani de activitate, la Ministerul Culturii, cu colegii, am reușit să oprim, dacă nu de tot, într-un mod considerabil, desființarea și demolarea monumentelor istorice. Am reușit să transmitem un mesaj clar că nu vom tolera șmecherii în acte, fintări, pentru a obține anumite terenuri pentru construcții prin demolarea monumentelor. Și în acest sens, o altă reformă
pe care în cel mai scurt timp ne propunem să o realizăm va fi crearea în baza Agenției de Inspectare a Monumentelor a Inspectoratului Național de Patrimoniu. Pardon. A Inspectoratului Național de Patrimoniu. La fel cum există în România Poliția Monumentelor, la fel cum există în Italia, această agenție de inspectare și cum era mai înainte și restaurare, cum poți să combini împreună și inspectarea și restaurarea. Această agenție, din păcate, deseori a fost paravan pentru anumite ilegalități care s-au făcut, prin simplu element de a nu observa nuanțele. Or, după cum știm, în nuanțe, de fapt, se ascunde diavolul. Noi ne propunem crearea acestui inspectorat, Inspectorat Național al Patrimoniului, care își va desfășura activitatea în comun cu Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică. Și aici urmează, în conlucrarea interministerială a Ministerului Culturii cu Ministerul Dezvoltării Regionale, împreună să elaborăm acele acțiuni și structurile din subordinea ministerilor să fie sincronizate și să lucreze de comun acord. La fel ca și Ministerul de Interne. Deci acest inspectorat va fi într-adevăr un inspectorat cu atribuțiile respective și posibilități de intervenție urgentă. Un alt pas care ne dorim și care sper în prima jumătate a acestui an noi să-l realizăm, deci sunt sigur că îl vom face, este crearea Fondului de Restaurare a Patrimoniului sau Fondul Patrimoniului. Ne dorim un fond extrabugetar în care amenzile pe care le vom aplica intervenind și la codul contravențional, dar și pagubile aduse, deci prejudiciul calculat pe care îl vom înainta în instanțe, ca acești bani să fie vărsați în fondul de restaurare și instituțiile statului care sunt dislocate în monumente istorice, dar și proprietarii privați care dețin aceste clădiri de importanță națională, să aibă posibilitate de a interveni și de a primi un anumit suport în aceste intervenții corecte. La fel cum am zis, tehnicile de intervenție, iată, ceea ce am observat, din păcate, cum s-a intervenit la restaurările în cetatea Soroca, lasă mult de dorit. Și aici cu toții purtăm o doză mare de vină, pentru că metodologii de intervenție științifice n-au fost elaborate pe parcursul acestor 30 de ani. Iată, Institutul Patrimoniului va avea sarcina să elaboreze aceste tehnici și metodologii. Imediat, băieți, sunt multe și... Pe lângă acestea, desigur, sunt și acțiuni concrete care noi vrem să le inițiem. Iată, știți cu toții că până acum, din păcate, cu regret, strada 31 August pe segmentul Bonulescu-Bodoni-Pușkin este în stare de șantier. S-a descoperit acel pavaj istoric și salvgardarea, protejarea lui, punerea în valoare, a rămas o problemă cumva în dispută între Ministerul Culturii și Primăriei sau Primăriei și Ministerul Culturii. Noi am creat o platformă unică de lucru pentru a rezolva această problemă împreună cu Primăria și ca rezultat noi venim acum, ne-am adresat la domnul arhitect, să elaboreze o schiță de proiect
care ar viza nu doar porțiunea de stradă cu pavajul respectiv, ci și terenurile aferente. În mare parte aceste terenuri sunt în gestiunea Ministerului Culturii, fiind dezlocate instituțiile în care Ministerul Culturii exercită funcția de fondator. Mă refer la Muzeul Istoriei, mă refer la Biblioteca Națională Bloc 1, Bloc 2, mă refer la Teatrul Licurici, cu toate că aici mai puțin, mi se pare că clădirea este totuși în gestiunea primăriei. Mă refer la Muzeul de Arte și mă refer la Palatul Național Nicolae Sulac. Noi l-am rugat pe domnul arhitect, care acuși o să vă prezinte ideile înaintate de Casa de Arhitectură, am rugat și ideea de bază a fost, sarcina a fost să elaborăm un concept unic. Un concept unic care ar prevedea o zonă culturală, o zonă istorică a capitalei europene, care se numește Chișinău, pentru a integra, de fapt, spațiile aferente într-un concept unic. Domnule arhitect, vă rog să prezentați dumneavoastră ideile. Bună ziua! Mersi pentru oportunitatea de a prezenta acest concept principal, important pentru orașul Chișinău. În primul rând, vreau să explic că acest proiect era dat start la o ședință operativă a ambele părți administrative, unde era dată o simplă întrebare. Ce să facem, cum să salvăm acel caldărâm care era descoperit și cum să protejăm? Și după asta a început niște un fel de brainstorming, unde era stabilit în elaborarea conceptului prin două etape. Primul etap, pe imagine vedeți imaginile foto care era făcute ieri, deci sunt actuale. După asta, noi am început un fel de colaborare cu Direcția Mobilitate Urbană și Primăria Municipiului Chișinău, unde era dat ideea sau posibilitatea cum să putem prelungim reconstrucția 31 august cu ideea a salva caldărâm. Deci, vorba acum este despre cartier istoric. El este stabilit în străzile Metropolit, Bănulescu Badoni și Alexandru Pușkin, cu intersecția de București și 31 august și zonele adiacente. Dar în primul rând era dat start la elaborarea conceptului pentru 31 august și salvarea caldărâmului. Deci, ideea era că asta vedeți un fel de deja conceptul ambele părți, a doua etape, plan general sau un plan de amenajare și modernizare, unde proiectul, conceptul este o expresie laconice a vieții urbane moderne și o viață cu monumentele culturale ca și naturale. Avem aici, atât știu, o axă de platani, de platani în limbă. Da, da. Deci, spațiul acesta formează un mod clar, liniar, pietonal, oferind diferite scenarii de percepții. Deci, după
După ce eu o să explic niște momente a totul cartierului istoric, eu o să vă explic mai detaliat despre Căldărâmul și reconstrucția 31 august. Deci, în primul rând, o să vorbim acum despre cartierul istoric. Deci, acum vedeți o piață formată dreptunghiulare și ideea noastră era simplă, să facem cât mai posibil mobilierul urban expirat de ideile Brâncușului, a face pavaj regular și drept înțeles și ideea fix sau un concept așa ca idee era a face un fel de scenă cu acoperiș sau inel acesta din stuf. Păi este un material natural. Și după asta era puse niște un fel de un balanță între panelele moderne din aluminiu care pot să fie dinamice. Deci asta e deja niște detalii. Așa arată din drona, ok. Altă porțiune tot știu despre acest mural artistic. Ideea este că aici este necesar un spațiu liber, dar ideea noastră era a include aici un pavilion cu implicarea niște verdeații. După ce verdeața să crească, ea poate să implică și prin acoperiș și conceptul acesta se numește sere orizontală. Aici poate să fie niște evenimente și etc. Deci spațiul tare fain. Așa el arată din drona. Deci în momentul când sunt niște chioșcuri, în momentul, da? Și aici vedeți niște ideile noastre pentru reconstrucția Căldărâmului. Asta e după. Încă un spațiu necesar este a moderniza și reconstrui un scoar așa mic al domnul Ghibu, scoarul Ghibului, și tot prin unica concept. Așa arată din sus. Deci, încă o porțiune care era colaborată, realizată și colaborată cu Direcția Municipiului Chișinău, asta este vorba despre clădirea Direcției Generale Culturii și Patrimoniul Cultural. Deci este un fel de scoar, aici este, dacă știți, un apartament deschis, foarte principal, un fel de monument a activiștilor noștri. Și ideea era că să facem un mobilier urban care o să susține acest monument. Și a include niște parcări pentru necesitatea străzii pietonale 31 august. Deci, acum o să vorbim despre prima etapă a startului proiectului, un fel de idee pentru a reconstrui 31 august, prelungirea reconstrucției, cu salvarea acelei idei principale a coridorului verde. Deci, acum, dacă vedeți, asta e roșu, asta este pista pentru cicliști, care o să conectează ambele părți, care acum sunt în lucru. Deci, ideea noastră era tot așa, prin motive simple. Deci, a face un muzeu în aer liber. Noi avem aici, prin toată panorama, avem aici clădiri extraordinare, culturale, și ideea era o să facem încă un muzeu, dar nu se vede ca o clădire, o să fie ca o
amenajare un fel de muzeu. Deci, dar era o problemă că Căldărâmul este pe un nivel, dar cota proiectului este pe alt nivel. Și ideea noastră era să facem următor. Deci, aceste 40 cm care sunt necesitate pentru a realiza proiectul era și a salva Căldărâmul, era prin o idee să integrăm un fel de perete de sprijin pe care o să fie o infografică care necesită pentru un muzeu, pentru a explica ce și unde se află. Deci, acum vedeți porțiune Căldărâmul care era descoperită și noi am integrat niște momente de mobilier urban și niște vaze pentru flori și etc. Deci, da, aceea este o porțiune aceea care o să fie reconstruită cu anexarea pistei. Deci, încă o altă secțiune, tot așa, cu integrarea niște imobiliere urbane pentru a denivela și noi am gândit și despre oameni cu dizabilități, o să fie niște rampe necesare și tot așa toate materialele o să fie naturale. Deci, cu granita, cu piatra naturală și dacă vedeți, noi tot am gândit despre scurgerea pluvială și alte momente inginerești. Deci asta e o vedere noastră, deci dacă o să vedeți despre acest perete de sprijin, el este făcut din metal special. Și ideea noastră este să facem niște iluminații speciale, deci un fel tot de mobilier urban pentru denivelare, niște rampe. O să fiu mai repede, deci... Aici este integrată o infografică. Dacă vedeți, sunt niște porțiuni care nu n-a putut să salvăm prin Căldărâm și ei sunt acoperite cu verde, cu verdeață, un fel de gazon, pentru a spate de reuși scurgerea mai efectivă. Și pentru a să fie mai clară, mai accesibilă pentru oameni cu dizabilități, noi tot acest spații verzi, noi acoperim cu grindă de inox. Deci, cum vedeți, noi am integrat toate materialele naturale și toți copaci sunt acoperiți cu grinzi speciale. Asta este momentul unde se vedeți denivelarea, niște rampe. Așa noi vedem. Deci un fel de integrare infograficii în acest perete de sprijin. Și vedeți aici oamenii fac niște ghiduri cu turiști, deci un fel de muzeu pe aer liber. Încă o vedere cum poate se acționa un muzeu liber cu pista pentru cicliști, că orașul este necesită de această soluție. Coridorul verde este foarte principal pentru orașul Chișinău. Și noi nu mai susținem asta. Deci niște momente de scurgeri. Asta e tot. Avem încă o video, da, o explicație grafică. Da. Mulțumesc.
Mulțumesc, Roland, pentru această prezentare, pentru această idee, din punctul meu de vedere, minunată. Aș vrea să adaug doar că aceasta este abia o schiță de idee. Nimic nu este bătut în cuie, totul este discutabil, totul poate fi îmbunătățit. Schița de execuție urmează să fie elaborată pe viitor. Momentul cel mai important la această etapă este îndemnul nostru către Primăria Municipiului Chișinău de a lăsa într-o parte toate disputele politice, de a reveni în slujba cetățenilor, de a avea în centrul Chișinăului o zonă pietonală adevărată, europeană. Ministerul Culturii este deschis și a demonstrat faptul că noi suntem deschiși spre cele mai sănătoase și logice propuneri din partea primăriei. Trebuie determinat odată cu doi brăduți, două târguri de Crăciun, fiecare cu concertul lui. Nu este sănătoasă această abordare și noi am renunțat și renunțăm și suntem deschiși spre o colaborare benefică pentru aspectul istoric al Chișinăului, pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru turiștii care vin să ne viziteze țara, astfel ca să aparem totuși ca o societate, o comunitate care știe să-și coordoneze eforturile în problemele importante. Ministerul Culturii, dacă ați văzut ca și spațiu, ca și teritoriu, partea leului ne revine nouă și noi suntem gata să găsim finanțarea necesară. E greu acum de estimat, pentru că nu e făcută schița de proiect care ar calcula exact devizul de cheltuieli, care se face în baza unei schițe. Noi estimăm proiectul per general în jurul de 35-40 de milioane de lei. Vreau să atrag atenția, iată, la spațiul de lângă Palatul Național Nicolae Sulac, cu acel havuz care astăzi este unul depășit. De fapt, era un sistem de răcire a palatului. Pe timpul când a fost construit, nu prea erau condiționere în Uniunea Sovietică și sistemul de răcire era prin circulația apei, care se răcea fiind aruncată în aer. Și acest havuz, de fapt, avea sarcina să răcească pereții în palat. Deci noi renunțăm la, dacă readuceți primele cum arată la momentul actual. Fotografiile. Iată, vedem aici acest havuz care e și distrus, e vechi. Noi ne dorim un spațiu unic cu havuz uscat, cum se numește acum, da? Cu accesul copiilor la apa care țâșnește atunci când e nevoie din podea. Și un spațiu unic integrat pentru a organiza evenimente atunci când nu e nevoie de zeci și sute de mii de oameni să participe la eveniment. În această piață vor putea fi organizate aceste evenimente pentru ca să nu blocăm circulația pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru ca să putem desfășura aceste activități în liniște și în voie în acest spațiu european. Dacă o să fie întrebări, la sfârșit o să puteți adresa. Da. Și atunci, cu permisiunea dumneavoastră, trecem la al doilea moment care vrem să-l comunicăm astăzi. Iată, în spațiu public a apărut informații actualizate și îngrijorări motivate și firește a societății civile cu referire la procesele de judecată în cazul cafenelei Guguță din Parcul Central. Ministerul Culturii este parte implicată în acest proces. Noi am primit recent am primit decizia motivată a Curții de Apel și vom contesta această decizie
la Curtea Supremă de Justiție cu câteva detalii în acest sens. Am să-l rog pe domnul secretar de stat să spună câteva cuvinte. Sau domnul Gunea. Bună ziua! Noi credem că această decizie este ilegală și noi o să prezentăm recursul nostru și mass media pot să citească cum judecătorii noștri decidă soarta parcului. Și poziția Ministerului Culturii este că acest parc este parc unic și este monument istoric care e scris în Registrul Monumentelor și noi prezentăm această poziție și în Curtea Supremă de Justiție. Dar azi o semnat domnul secretar de stat o rugăminte către primăria Municipiului Chișinău de a nu emite oricare autorizație sau certificat de urbanism în privința la acest subiect, pentru că noi tot am atacat la Curtea Supremă de Justiție. O să prezentăm informația mai mult în parcursul zilei. Mulțumesc! Eu aș vrea să deschid o paranteză, totuși, ca detalii, da, de ce și cum am atacat și cum, pe ce cale o să mergem. Deci, problema cea mai mare este că și prima instanță în acest caz și a doua instanță au dezbătut lucruri incorrecte. Din neatenția sau din reavoința unor persoane care au activat în Ministerul Culturii, în Agenția de Supraveghere a Monumentelor, tema dezbaterii sau tema judecății a fost retragerea acelui aviz pozitiv al CNMI pentru proiectul respectiv. Sunt două aspecte aici. Retragerea unui act legal, care prevede anumite consecințe și anumite urmări, și sau retragerea unui act ilegal. Iată, în instanțele de judecată s-a judecat, de fapt, cazul retragerii unui act legal. Noi, Ministerul Culturii, o să venim cu demersul către Curtea Supremă de Justiție, și vom cere reexaminarea cazului, pentru că, din punctul nostru de vedere, retragerea acelui act a fost retragerea unui act ilegal emis de CNMI. Prin ce a fost ilegal acest act? Sunt foarte multe detalii. În calitate de caz divers pot să vă deschid unul din aceste puncte. Decizia CNMI s-a făcut în baza unei prezentări a situației care, de fapt, a fost absolut ilegală. Primul proiect care a primit și certificat de urbanism de la Primăria Chișinău vorbea despre faptul că această construcție, cafeneaua Guguță, este în perimetrul parcului, în spațiile verzi, este în cadrul monumentului istoric. Ori legea prevede anumite acțiuni, activități economice permise în spații verzi. Mai departe, dacă țineți minte, a venit o inițiativă a Agenției de Inspectare a Monumentelor cu reorganizarea totală a parcului Ștefan cel Mare, cu tăierea tuturor copacilor, cu refacerea tuturor cărărilor, deci complet un parc nou, ceea ce era o aberație din start. Bineînțeles, societatea civilă s-a revoltat, nimeni nu a admis și s-a renunțat la această inițiativă. Dar, surpriză, s-a renunțat la tăierea copacilor, dar perimetrul parcului a rămas ăsta nou propus, prin care clădirea respectivă, construcția, cafeneaua Guguță, a fost scoasă din perimetrul parcului. Aceasta a fost o ilegalitate comisă și noi vom ataca, anume pe această linie, pentru că autoritatea abilitată în baza legii să decidă perimetrul monumentului istoric este doar Ministerul Culturii. Deci problema inițială a venit din cadrul Ministerului,
ne-a luat ceva timp ca să descoperim acest detaliu, acest moment, și vom interveni pentru a corecta aceste lucruri. Cum de altfel am intervenit acum în noțiunea de ce nucleu istoric a municipiului Chișinău, care are în lege, este scris în perimetru anumitor străzi, dar iată unde se termină acest perimetru, nu este indicat. Noi, la Ministerul Culturii, am elaborat și am aprobat prin Consiliul Național al Monumentelor Istorice numerele cadastrale care intră în noțiunea de nucleu istoric al Chișinăului, și această hartă cadastrală va fi pusă la dispoziția tuturor autorităților pentru a se ține cont ce terenuri intră în nucleul istoric și a trata din acest punct de vedere, ca să nu mai admitem ideile că, iată, pe o parte a străzii este nucleul istoric, pe altă parte nu, și așa mai departe. Domnul Budeci, spuneți dumneavoastră. Deci, eu pot să mă refer la filarmonică. Deci, este și această problemă în spațiu public. Deci, noi am, în 2023, am finalizat un concurs internațional și la acest subiect, la moment, Ministerul Culturii a inițiat discuții cu Banca Europeană pentru Investiții, deoarece acest proiect, cum vă dați seama, este un proiect destul de important, dar totodată necesită și surse financiare mari. Și în acest context, pentru implementarea acestui proiect, când o să avem detalii de la Banca Europeană, o să revenim la acest subiect, dar totodată vreau să menționez că acest proiect va putea fi implementat la nivel de guvern. Deci guvernul trebuie să-și ia responsabilitate, deoarece este un proiect destul de grandios. Dacă îmi dați voie, aș vrea să precizez un moment, că dumneavoastră ați întrebat de costurile cartierului istoric a Chișinăului. Deci, atunci când vorbim de cele 35 de milioane de care am spus estimative, mă refer la partea Ministerului Culturii. Deci, oferta noastră vine să integrăm proiectul primăriei, care l-ați văzut și dumneavoastră, cu spațiul în gestiunea Ministerului Culturii, să integrăm bugetele și fiecare să-și amenajeze partea de care răspunde, unic fiind, de fapt, doar proiectul în sine, viziunea arhitecturală. Deci eu mă refer la partea Ministerului Culturii ca și finanțe și așteptăm o deschidere din partea primăriei ca să-și asume cei ce ține de strada 31 August propriu-zis și de porțiunea respectivă să fie finanțată, inclusiv elaborarea schiței de proiect, de către primărie, și noi de partea noastră să finanțăm cei ce ține de teritoriul nostru. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Undeva un an. Noi știm că primăria municipiului Chișinău deja a contractat pe domnul Roland în porțiunea 31 august. De câte eu cunosc, deja au contractat și momente tehnice, ridicare topografică, înseamnă că în parcursul 2-3 luni pot să proiectez proiect de execuție și o să avem prezentare la Consiliul Național al Monumentelor Istorice. Ministerul Culturii este gata totul să participe în acest proces, cum a spus domnul ministru. Noi preventiv am vorbit și la guvern și la Ministerul Infrastructurii, domnul ministru a fost. Da, deci noi avem o susținere, bineînțeles, asta nu este improvizația noastră, noi am
avem acceptul și susținerea domnului prim-ministru, guvernului, pentru a găsi această posibilitate financiară pentru amenajarea instituțiilor Ministerului Culturii, terenului aferent. Deci ideea de bază, care și de altfel care are loc de obicei, dar noi investim. Ideea de bază este în a sincroniza aceste două proiecte, a face o amenajare unică, astfel încât cetățenii să nu simtă diferența. Iată, aici a făcut primăria, aici a făcut ministerul, dincolo a făcut altcineva. Deci această segmentare duce de fapt la, nu știu, la ține de trecut. În capitalele europene nu se simte porționarea pe străzi, pe sectoare, pe terenuri, pe garduri, pe nu știu ce, care separă de fapt autoritățile între ele, care separă zonele, cartierele și separă de fapt oamenii. Noi ne dorim un centru unic, european, modern, făcut din, după un proiect respectiv, absolut nou și frumos, astfel încât să nu se simtă și să nu discutăm, iată ce am investit noi, iată ce ați investit voi, bine, rău, deci toate disputele astea trebuie să rămână în urmă, pentru că tot ce facem noi este de dragul cetățenilor, de dragul cetățenilor care trăiesc astăzi, de dragul cetățenilor care vor veni mâine pe aceste străzi și vor trăi poimâine. Noi ne dorim să creăm obiective de patrimoniu modern, astfel ca peste 200 de ani, oamenii care vor trăi atunci vor spune: nu vă atingeți de acest cartier. El a fost elaborat și amenajat atunci, în anii 20-30, și este obiect de patrimoniu. Sarcina noastră este nu doar să păstrăm patrimoniul cultural, să-l protejăm, să-l valorificăm, să-l punem în valoare, în slujba oamenilor, este să ne gândim ce lăsăm noi în urmă ca generație. Astfel ca generațiile viitoare să atribuie noțiunea de patrimoniu la ceea ce construim noi astăzi. Asta este cel mai important lucru. Vă rog să ne spuneți dacă aveți un prezent, un dialog cu autoritățile publice locale, dacă se lucrează deja la acest proiect. Da, a fost o platformă comună, au fost câteva ședințe și ei au comandat pe arhitectul Dorlanan și noi au comandat același arhitect. Deci o lucrare strânsă în acest sens. Deci vreau să menționez că mișcarea înainte spre viitor este posibilă doar în condiția conlucrării. Ceea ce ține de patrimoniu și de construcțiile noi, de construcțiile vechi, pentru asta e nevoie de o abordare nouă, europeană, și în Europa acest fenomen se numește Baukultur, care prevede o platformă unică în care sunt în mod obligatoriu reprezentați autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, Uniunea sau cum se numește, breasla arhitecților, ONG-urile care reprezintă societățile civile și cine mai era, cam asta, poate am uitat pe cineva. Deci toate părțile interesate trebuie să fie auzite, trebuie să fie prezente, trebuie să aibă un cuvânt de spus și toate pozițiile trebuie luate în considerație. Ministerul Culturii a creat această platformă. Noi vom veni cu conținut și vom invita colegii toți ca să discutăm. Vom face anul acesta o conferință internațională la tema patrimoniului și salvgardării patrimoniului cultural. În parcursul nostru de negocieri pentru integrarea europeană, Doamne, am ajuns să pronunțăm în sfârșit și acest cuvânt, negocieri, nu doar de perspectivă, ci iată, astăzi se întâmplă. Pe parcursul acestor negocieri, o atenție deosebită din partea Uniunii Europene va fi acordată anume protejării patrimoniului cultural în Republica Moldova. Și în acest sens avem toată susținerea partenerilor de dezvoltare, toată susținerea guvernului, guvernării, importanța care este acordată patrimoniului
și vom merge cu pași rapizi pe această cale. Și vă rog o întrebare nu la subiect, ce se va întâmpla cu drumul asfaltat de la Butuceni, Orhiul Vechi? Foarte bună întrebare. Deci, în primul rând, problema discutată în spațiu public a fost, de fapt, o problemă de proastă comunicare. Drumul în sine nu este obiect de patrimoniu. În cazul în care un drum este obiect de patrimoniu, este ceea ce este posibil să-i atribuim acest statut. Legea ne interzice să mergem cu mașina peste obiectul de patrimoniu. Deci dacă noi declarăm drumul din Butuceni, Morovaia, obiect de patrimoniu, trebuie să-l închidem și să interzicem circulația pe acest drum. Drumul, de fapt, este calea de acces spre obiectele de patrimoniu, care sunt, de fapt, este arhitectura vernaculară, sunt zidurile de piatră, sunt porțile de lemn cu stâlpii de piatră. Astea sunt obiecte de patrimoniu și ele trebuie protejate. Anume, acest drum, care era plin de praf, aduceau daună acestor obiecte de patrimoniu. Asfaltul în sine este, poate, materialul cel mai de compromis acceptabil pentru calea de acces. Dacă vorbim de un eventual pavaj din piatră cubică pentru aceste drumuri, pornim de la faptul că n-a existat niciodată pavaj pe aceste drumuri și orice notă istorico-arhitecturală va demonstra acest lucru, că este un element nou, străin, și va apare întrebarea, dar ce fel de piatră cubică trebuie să fie instalată? Cumpărată, adusă de peste ocean, din China, de exemplu, da? Care se vinde la magazinul de materiale de construcții, sau o alt fel de piatră? Care piatră? Conform metodologiilor protejării patrimoniului, vorbim de piatra din locală, că sunt cariere de piatră în imediată apropiere. Ei, iată, exact cu astfel de piatră a fost petruit acest drum vreo 4-5 ani în urmă. Și această piatră, fiind moale, sub greutatea roților, camioanelor și tractoarelor, s-a măcinat în acel strat de praf care toată lumea care a fost la Butuceni, vara trecută, la Descoperă, de exemplu, a înghițit o parte bună din acest praf. Din punctul nostru de vedere, problema este juncțiunea între asfalt, între drumul de acces și obiectul de patrimoniu. Și iată, această juncțiune, colegii de la rezervația Orheiului Vechi elaborează, au elaborat, pare mi se, deja proiectul care va fi discutat la CNMI pentru a vedea cum se leagă asfaltul cu zidul de piatră care este obiect de patrimoniu. Colegii de la drumarii nu au calificarea de intervenție la patrimoniu, la obiectul de patrimoniu. Drumarii au făcut foarte bine, ca să nu zic cuvinte laudative, din fericire, sau bravo lor, nu au adus niciun prejudiciu accidental acestor ziduri sau acestor porți. Drumul este bine gândit, bine amplasat, rămâne ca rezervația să vină cu proiectul de conexiune, de juncțiune între asfalt și obiectele de patrimoniu care trebuiesc admirate. În acest sens, noi am finisat recent, nu lucrările, dar o etapă importantă, finanțarea europeană pentru restaurarea a 3 case tradiționale, una în Morovaia, școala, care a fost deci restaurată cu banii europeni, și 2 case tradiționale în Butuceni. Iată, acest drum de asfalt vine, de fapt, să pună în valoare aceste obiecte de patrimoniu, aceste situri, inclusiv siturile arheologice care sunt pe teritoriul rezervației. Altceva este, de fapt, noțiunea de rezervație în legislație,
prevederile legii care, de fapt, complică foarte mult activitatea rezervației și lucruri care nu s-au făcut pe durata a 30 de ani niciodată și lucruri care ne propunem noi să deblocăm. Rezervația trebuie să însemne, în primul rând, rezervație. Și oamenii, cetățenii care locuiesc pe acest teritoriu, trebuie să fie conștienți și mândri de acest fapt, că iau o proprietate privată în rezervație. Noi vom elabora, deja suntem pe cale să finisăm, un cod de intervenție în cadrul rezervației și acest cod de intervenție îl vom discuta cu locuitorii satelor, și Butuceni, și Tribujeni, Morovaia, Furceni. O să discutăm și o să explicăm de ce valoarea patrimonială care reprezintă satele lor le poate aduce beneficii și ei pot câștiga o viață mai calitativă, mai prosperă, păstrând și utilizând aceste bogății. La început ați menționat despre o nouă lege a patrimoniului și o reformă prin care să fie constituit Inspectoratul Național de Patrimoniu. Propriu zis, când ar putea începe lucrul la aceste decizii, această lege, când va fi supus consultațiilor publice? Deci noi lucrăm intens pentru că este o reformă care atinge toate structurile în subdiviziunile Ministerului Culturii pe domeniul patrimoniului. Deci toate vor fi reorganizate pentru că obiectivele care erau puse anterior în fața lor erau de fapt unele greșite, să zic așa. Deci noi avem sarcina să înțelegem care va fi, ce ne dorim în rezultat și ce acțiuni trebuie întreprinse pentru a atinge acest rezultat. Reforma nu este un scop în sine. Reforma trebuie să servească, de fapt, acelor obiective pe care le trasăm. Deci și Institutul Patrimoniului, și Agenția de Inspectare a Monumentelor, și Centrul Național de Salvgardare și Protejare a Patrimoniului Imaterial, și Agenția Arheologică, toate va trebui să treacă prin reorganizare, dar această reorganizare va fi sincronizată. Aceste structuri trebuie să coopereze, să lucreze între ele și să nu facă acest lucru segmentar. CNMI-ul, iarăși o structură importantă care trebuie să lucreze în strictă cooperare cu aceste instituții. Cetățeanul trebuie să aibă posibilitatea sau accesul ghișeului unic. Dacă se adresează cetățeanul la acest ghișeu unic, că vrea să-și renoveze casa, să facă o intervenție la casa care este monument, noi trebuie să-i livrăm toată informația necesară, tot suportul, pentru ca el să poată realiza corect acest lucru. Institutul Patrimoniului va acorda servicii populației, servicii de elaborare a studiului istorico-arhitectural. Astăzi nicio structură nu oferă aceste servicii. În schimb, piața liberă, să zic așa, da? E plină de specialiști care, contraplată, oferă cetățenilor aceste servicii. Noi vom instituționaliza cetățeanul, dar și agenții economici, dorind să construiască ceva, dorind să intervină la construcțiile existente, vor avea posibilitatea să se adreseze într-un ghișeu unic, într-un singur loc și vor plăti pentru asta. Dar asta va exclude plățile în diferite părți și, cel mai important, elementul corupției. Ca să excludem elementul corupției, noi trebuie să știm, iată, unde depune cetățeanul sau agentul economic cererea și dosarul și unde primește răspunsul și, da, cât îl costă oficial acest serviciu. Ați menționat anterior că veți discuta cu ministerele de resort specialiști din străinătate pentru ca să reevaluați modul în care primesc acreditarea cei care restaurează monumentele arhitecturale. Aveți deja careva rezultate în acest sens? Da, iată. Noi am vorbit cu Ministerul României
Ministerul Culturii din România și Institutul Patrimoniului Cultural al României, ca să creăm o comisie unică și o, cu, în parcursul 2-3 luni, cred că noi putem să creăm această comisie și în Institutul Patrimoniului, care o să fie reformat, noi o să creăm o funcție prin atestarea acești specialiști. Și noi o să avem rezultatul mai bun, pentru că avem problema la în Moldova, că mai mulți arhitecți nu știe ce înseamnă patrimoniu, dar are posibilitatea de a proiecta în acest gen. Referitor la specializări, deci vreau să aduc la cunoștință că în colaborare cu Ministerul Educației au apărut noi profesii, deci noi am dat aviz și cunoaștem acest lucru. La momentul actual noi avem deja, putem pregăti specialiști din clasa 9 până la doctorat pe domeniul patrimoniului și restaurării, cu toate că mai este loc și de mai bine, dar primul pas este făcut deja, asta e foarte bine. Ce ține de atestarea specialiștilor arhitecți, ingineri, da, aici avem o problemă, dar prin colaborare cu Ministerul Culturii din România, ne dorim într-adevăr să facem o selecție de specialiști în Republica Moldova, deoarece la momentul actual noi avem foarte mulți arhitecți care au categorie pentru a putea interveni asupra monumentelor, dar pe lângă această categorie au lipsă de experiență. Aș vrea să vă, în acest sens, aș vrea să aduc un detaliu. Deci, în România, cu 22 de milioane de populație, sunt 400 de arhitecți acreditați pentru intervenția la monumentele istorice. În Republica Moldova, cu oficial 2 milioane jumate, 3 cât suntem noi, noi avem 200 de arhitecți cu această acreditare. Vă dați seama că disproporția este enormă. Avem prea multe licențe acordate cu prea puține cunoștințe și competențe de intervenție la monumente. Această reatestare o vom face atunci când vom avea toate mecanismele setate. Institutul Patrimoniului Național, care va organiza această reatestare împreună cu specialiștii din România pe care îi vom invita să ne asiste, astfel ca toți cei care dețin astăzi calificarea A4 ca arhitecți să treacă reatestarea și să demonstreze prin examen că ei într-adevăr au această abilitate și calificare. Doar o precizare, vă rog, deja ați primit una undă verde, să zic așa, de la Banca Europeană de Investiții în ceea ce privește Filarmonica, adică deja și-a dat acordul pentru a oferi sprijinul acesta financiar sau... Uitați-vă, deci această întrebare este una complexă. Ea nu ține doar de Banca Europeană de Investiții, de Ministerul Culturii, ea ține de toată societatea noastră, de prioritățile care noi le avem și de cheltuielile pe care ne putem permite să le întreprindem. Noi ne dorim, cum am mai spus-o de nenumărate ori, o filarmonică nouă, model, modernă, cu capacități și calități acustice, cu posibilități scenice deosebite. Totodată înțelegând că prioritatea, urgența sunt de fapt oamenii și dacă ați observat, pe iată, anul trecut, artiștii noștri au primit o majorare salarială de 25%. Cea mai mare majorare a salariilor a fost acordată, de fapt, artiștilor. Adevărul că nu sunt atât de mulți ca să fie impactul insuportabil pentru bugetul național. Dar atenția, în primul rând, sunt pentru oameni. Pentru că acești artiști, viitorii artiști, vor trebui să umple de concretețe această filarmonică. Deci, acordarea unui credit, Banca Europeană de Investiții este, nu că este disponibilă, a manifestat interes față de acest proiect pentru că deci pe lângă creditul propriu-zis care nu poate depăși 50% din bugetul necesar, vor fi și granturi, vor fi și colectare de fonduri.
în care Banca Europeană de Investiții ne va asista și ne va ajuta. Deci este un proiect prestigios, inclusiv pentru finanțator. Banii care îi împrumutăm astăzi, peste 25 de ani, întorcându-i chiar cu acel procent simbolic, inflația, după cum sunt așteptările, deci vom întoarce mult mai puțin decât împrumutăm astăzi. Nu sunt economist și nu pretind de a face aceste calcule cu exactitate, dar problema este în capacitatea noastră, a statului nostru, în libertatea, în spațiul fiscal în care noi ne putem permite să blocăm banii pentru anii viitori de a deservi acest credit. Guvernul, președinția, Parlamentul înțeleg acest lucru, avem toată susținerea și noi căutăm împreună acea posibilitate și acel moment din care vom accesa și vom începe acest proiect. Problema e că nu îl putem mima, nu îl putem face pe haideți să mai facem un pas și pe urmă vom vedea ce se va mai întâmpla. Dacă pornim pe calea asta, pe acest împrumut, aici e vorba de bani serioși, nu doar pentru construcția filarmonicii, dar Ministerul Culturii are în subordine, este fondator la 38 de instituții. Aceste instituții, în mare parte muzee, teatre, săli de concert, palate, aceste construcții sunt monumente istorice. Ele toate necesită intervenție urgentă. Putem vorbi de Academie de Arte și AMTAP-ul, unde nu s-a intervenit de 20 de ani, cred că. Unde situația este alarmantă, nu doar legată de grupurile sanitare, e alarmată de starea clădirii în care s-a ajuns și s-a ajuns nu într-un an, doi la această stare și nu datorită sau în pofida. Deci e o intervenție naturală. Noi trebuie să intervenim pentru a salva acest palat. Iată cum să intervenim în toate clădirile istorice din Chișinău, dar și din țară, este o problemă extrem de grea pe care o va aborda Institutul Patrimoniului Național, care va face un registru real al acestor monumente. Vom face un audit a stării de lucruri și a utilizării acestor monumente din punct de vedere a posibilităților lor. Dacă este utilizat corect clădirea, dacă este utilizată corect, ea este păstrată. Dacă este utilizată incorrect, ea se distruge. Acest audit noi îl vom întreprinde împreună cu Ministerul Infrastructurii și APP, Agenției Proprietății Publice. Vom crea un grup comun de auditare a tuturor obiectelor de patrimoniu. Și acest credit pentru construcția filarmonicii, dar și pentru intervenția la cele mai importante obiective, care din banii bugetari, noi, din păcate, foarte greu vom ajunge la momentul când o să ne putem permite lucrul ăsta, ține de o decizie guvernamentală, ține de o decizie a noastră a tuturor, a societății noastre și noi, împreună cu guvernul, căutăm această posibilitate să procedem cât mai repede pentru accesarea acestui credit, cum a făcut frații din România, fiind... Deci ei au accesat un credit de vreo 200 și ceva de milioane și au intervenit la 10 teatre și filarmonici pe teritoriul României pentru a le restaura. Noi probabil că trebuie să mergem pe aceeași cale. Ultima întrebare, vreau să vă rog să ne spuneți dacă sunt deja careva rezultate la auditul pe care l-ați început acum 2 luni la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Da, nu a fost tocmai un audit, pentru că nu ne-am propus doar să examinăm partea activității financiare a Academiei. Noi am creat în cadrul Ministerului o comisie pentru a studia activitatea Academiei din toate punctele de vedere.
atât deci, ca activitate didactică, economică și de gospodărie sau de protejare a patrimoniului care îl dețin. Suntem, colegii sunt pe ultima sută de metri, azi mâine trebuie să fie prezentat acest raport, eu încă nu l-am văzut, eu îl aștept și eu, pentru a înțelege de fapt care sunt problemele, pentru a înțelege care sunt posibilitățile de intervenție, pentru a debloca anumite circuite sangvine, pentru a îmbunătăți starea de lucru al organismului, al pacientului. Nu ne dorim intervenții absolut radicale dacă ele nu sunt necesare. Acest raport va arăta, este necesară o intervenție radicală, ci iarăși nu se exclude. Mă refer aici la procesul academic care ține de Ministerul Educației, pentru că nu putem noi să avem un alt Minister al Educației în cadrul Ministerului Culturii. E nonsens. Noi trebuie să colaborăm și să fim pe aceeași undă cu Ministerul Educației. Dar trebuie să vedem cum facem ca prestigiul Academiei de Arte să crească, pentru că, iată, alte universități și academii propun multe din aceleași meserii, cum ar fi pictura, cum ar fi multimedia, filmul la Universitatea de Stat, da, deja capătă conotații serioase. Și lucrul ăsta, în această concurență, noi totuși trebuie să avem, Academia noastră trebuie să aibă propria imagine și ceea ce poate oferi Academia noastră, nu poate oferi alte instituții. Mă refer aici la regie, la scenaristică, la actorie, ceea ce alte instituții deocamdată nu văd cum ar putea să dezvolte. Și accentul trebuie să-l punem pe ceea ce putem oferi doar noi. Să nu concurăm pe acele domenii care alții poate sunt mai înainte sau o fac bine acest lucru. Să ne concentrăm pe exclusivitatea noastră, pe unicitatea noastră, să oferim asta abiturienților, să oferim perspectivă de creștere după terminarea Academiei, să facem legătură pe toate etapele vieții, de la, practic, de la școala primară până la absolvirea Academiei și perspectiva de mai departe. Și în acest sens, iată, de anul acesta, a intrat deja în vigoare, vom acorda acest ajutor unic absolvenților care vor decide să rămână în țară. Mă refer aici atât la casele de cultură din localități, dar și din orașe, teatre, instituții concertistice, care vor decide să rămână și vor fi angajați în câmpul muncii, vor primi o indemnizație unică de până la 120.000 de lei pentru a se stabili, cu garanția că 3 ani, ei vor fi, minim 3 ani, vor fi angajați în această structură. Noi încercăm să găsim posibilități de formare continuă pe durata vieții, care este extrem de importantă. Vom organiza și masterclass-uri și deci, grupuri de formare continuă cu programe acreditate, astfel ca lucrătorii culturii din domeniul culturii să aibă posibilitate și perspectivă de creștere, să nu rămână provincial, să nu rămână în urma trenului, de evenimentele care au loc în România, de evenimentele care au loc în Europa, să fie la curent, să fie parte participantă în toate aceste exerciții, în aceste evenimente. Deci educația artistică este un lucru complex care trebuie abordat serios și rezolvat în interacțiunea ministerială, astfel ca tinerii să aibă o perspectivă foarte clară în viață. Noi nu ne dorim ca mari artiști pe care îi naște țara noastră, pământul nostru, societatea noastră, neapărat să rămână aici. Mari artiști trebuie să se afirme pe plan mondial. În ziua de astăzi, circulația este deja atât de deschisă și liberă, încât tu poți fi mare artist mondial cu reședința la Chișinău. Iată, nu știu,
mă bucur să aduc acest exemplu, Radu Rățoi, formidabil acordeonist, tânăr, care recent a absolvit Academia la Viena, pare mi se, da? Poftim? Danemarca, vedeți? Academia de muzică din Danemarca și-a exprimat dorința să revină și să se stabilească la Chișinău. Va fi angajatul sălii cu orgă, orchestrei din solist la sala cu orgă. Nu pentru a rămâne și a da concerte doar aici, nouă, la sala cu orgă. El va merge în toată lumea și peste tot în lume, unde va apărea numele lui pe afișe, dedesubt va fi scris solistul sălii cu orgă din Chișinău. Și lucrul ăsta este extraordinar. Pentru asta trebuie să găsim toate posibilitățile, să-i atragem înapoi acasă, ca ei să ne reprezinte și să meargă în toată lumea, ca lumea să afle prin intermediul acestor diplomați culturali, prin intermediul acestor mesageri, lumea de fapt să afle despre noi, despre Republica Moldova. Și în acest sens, desigur, filarmonica noastră este extrem de actuală și importantă, pentru că noi avem nevoie de o pepinieră unde să crească acest potențial artistic pentru lumea întreagă, pentru Europa. Problema este că tinerii noștri, abia plecând în străinătate, au posibilitatea să cânte într-o sală acustică și să-și descopere propriul talent în acustica perfectă. Pentru că aici, la noi, la Chișinău, sunt săli mai bune din punct de vedere acustic, mai proaste, dar niciuna, nicio încăpere nu a fost construită pentru necesități acustice. Ne dorim ca filarmonica să fie în Moldova prima clădire în acest sens. Mulțumesc, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm la oricând la Ministerul Culturii cu orice întrebare, când apare în spațiu public, vă rog să adresați. Doamna Luba Lupașco este persoana noastră de contact și comunicatorul Ministerului Culturii. O puteți contacta, adresa întrebări, interviuri, dacă doriți, în orice moment. Noi suntem deschiși și chiar vă rugăm să faceți acest lucru, pentru că activitatea Ministerului Culturii trebuie să fie reflectată, cetățenii trebuie să știe ce facem, ce punem la cale, să discutăm lucrurile astea și cine alții decât dumneavoastră, mass media, ne poate ajuta în acest sens. Vă mulțumesc!